Bună seara tuturor și bine ați venit la 7 la 7. Good evening everyone and welcome to 7 at 7. Continuăm să vorbim și în această seară despre Crăciun. We're continuing to speak this evening also about Christmas. În cartea prorocului Mica, în capitolul 5, in the book of the prophet Micah in chapter 5. În versetul 2 este prorocit. In verse 2 it's prophesied. Și tu, Betleeme, frata, măcar că ești cel mai mic între miile lui Iuda, totuși din tine va ieși cel care va stăpâni în Israel și a cărui origine este din timpuri străvechi, din zilele veșniciei. But you, Bethlehem Ephrathah, though you be smallest among all the thousands of Judah, yet out of you will come forth unto me that which is to be ruler in Israel, whose going forth have been from of old, from everlasting. Este o prorocie adresată unui orășel. It's a prophecy addressing a small town. Unui sat micuț. A small village. Unei localități. Just a small community. Și ne amintește acest fapt de cum Dumnezeu privește locurile în care noi ne naștem sau în care noi creștem. And it reminds us of how God sees the place where we were born or where we might maybe grew up. El a vorbit despre acel loc unde fiul său urma să se nască. He was speaking about the place where his son was going to be born. O comunitate mică. A small community. Un loc neînsemnat. A place without much significance. Din punct de vedere poate al unei economii. Maybe speaking economically. Sau poate din mărimea unei populații. Or speaking about the size of its population. Dar nimic nu este neînsemnat în ochii lui Dumnezeu. But nothing is insignificant in the eyes of God. El a ales să trimită pe fiul său în lume într-un loc micuț. He decided to send his son into the world in a small place. Chiar dacă era cea mai mică dintre toate cetățile lui Iuda. Even if it was the smallest of all of the cities of Judah. Totuși în tine va ieși cel care va stăpâni din Israel. Still, the one who will come out of you will rule over Israel. Noi știm că din Betlehem a venit și împăratul David. We know that also from Bethlehem was King David. Că Betlehem înseamnă casa pâinii. That Bethlehem means the house of bread. Că cu mulți ani în urmă, în aceeași localitate în Betlehem, with many years before in that same town in Bethlehem, o femeie văduvă cu numele de Naomi împreună cu nora ei Ruth, a woman by the name of Naomi together with her daughter-in-law Ruth, s-au întors fără să aibă nimic, came back not having anything. Și în Bethlehem Dumnezeu s-a îngrijit de ele. And in Bethlehem God provided for them. Atunci când împăratul Irod a auzit despre acel prunc care urma să se nască, un împărat nou, when Herod heard about that child who was going to be born, the newborn baby. În Evanghelia după Matei, în capitolul 2 ni se spune. In Matthew chapter 2 it tells us. Că el a adunat pe preoții cei mai de seamă și pe cărturari. That he gathered the chief priests and the scribes of the people. Și a căutat să afle unde trebuia să se nască Hristosul. And he demanded to know of them where was Christ going to be born. În Betlehemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. In Bethlehem of Judea, for this is what is written by the prophet. I-au știut că în Betlehem Mesia urma să se nască. They knew that in Bethlehem the Messiah was going to be born. Ei știau despre acea localitate. They knew about that community. Dumnezeu are un plan cu fiecare oraș. God has a plan for every single town. Cu fiecare sat. With every single village. Cu fiecare comunitate. For every single community. Dintr-un loc neînsemnat. From a place that was insignificant. Un împărat urma ca să se nască. A king was going to be born. Urma să fie împăratul împăraților. Who was going to be the king of kings. Dintr-o localitate micuță. From a small little place. Uitată poate de către alții. Maybe forgotten about by others. Dumnezeu și-a ridicat un moștenitor. God raised up an inheritor. De acolo a început trezirea. That is where revival started. Care urma să se răspândească într-o lume întreagă. That would be spread throughout the whole world. Și care ne atinge și sufletele noastre astăzi. That is still touching our souls today. Evanghelistul Luca. In the Gospel of Luke. Spune în capitolul 2. It tells us in chapter 2. În timpul acela a ieșit o poruncă de la Cezar August să se facă recensământ în toată lumea. That it came about in those days that there was a decree that went from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Recensământul acesta s-a făcut întâia oară pe când Virinius era guvernator în Siria.
And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. And all went to be taxed, every one into his own city. Era o poruncă. It was a commandment. Era o lege. It was a law. Care i-a obligat pe oameni să meargă înapoi în locurile lor natale. That obliged people to go back to their native place. Ca să se înscrie în acea localitate unde ei s-au născut, de unde ei veneau ca și familie. That they would be registered in the place that they were originally from as a family. Iosif s-a dus și el împreună cu Maria care era însărcinată. Joseph went together with Mary who was pregnant. Și pe când erau acolo, s-au împlinit zilele când ea trebuia să nască. And while they were there, the days of her giving birth were fulfilled. Nu a fost ușor pentru ei să călătorească în timp ce Maria era însărcinată. It wasn't easy for them to travel during the time in which Mary was pregnant. Dar s-au dus în ascultare de o poruncă, de o lege care a fost dată. But they went in obedience to the commandment, the law that was passed. Ei au umblat în ascultare. They were walking in obedience. Vedeți, puteau să spună, noi nu ne ducem. They could have said, we're not gonna go. Dar și-ar fi pus în pericol probabil chiar și viața lor. Maybe they would have been putting their own lives in danger. Însă s-au dus la drum. They started on their journey. Și când au ajuns acolo, nu au găsit un loc unde să meargă pentru la un han anume. They didn't find an inn where they could go and stay there. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Cu sute de ani înainte a fost dat acea prorocie despre Betlehem. Hundreds of years before that prophecy about Bethlehem was given. Această lege, această poruncă nu era necunoscută de către Dumnezeu. That law, that commandment was not unknown to God. Toate lucrurile s-au aliniat în așa mod încât prorocia aceea să se împlinească. Everything was aligned in such a way that that prophetic word would be fulfilled. Noi de multe ori ne gândim la legi care sunt date. Many times we think about laws that are passed. Ne plângem uneori despre restricții care există. We complain about restrictions that there might be. Dar nimic nu este necunoscut în inima lui Dumnezeu și mintea lui. Nothing is unknown in the heart and mind of God. Acea lege doar a ajutat și a împlinit o prorocie. That prophetic word just helped and fulfilled a prophecy. Noi vedem aici ceea ce s-a întâmplat cu ei. We see here what happened to them. Cum ea a născut într-un staul. How she gave birth in a stable. Probabil o peșteră. Probably it was a cage. Și a culcat pe fiul său într-o iesle. And she laid her child in a manger. Un loc care era destinat pentru animale. A place that was usually designated for animals. Nu doar că Bethlehem era o cetate mică. Not only was Bethlehem a small town. Neînsemnat în ochii oamenilor. Insignificant in the eyes of people. Dar acum vedem și o iesle ce pentru animale făcută. But we also see it was a manger that was made for animals. Un loc în care noi știm că nu miroase cel mai frumos. A place that we know doesn't smell the best. Și nu e cel mai curat. It's not the cleanest. Am crescut la țară. I grew up in the countryside. Într-un sat foarte frumos. In a very beautiful village. Cu oameni care muncesc mult. With people who are hardworking. Cu credință în inimă. With faith in their hearts. Cu respect unii față de alții. Respect for one another. Și țin minte ce înseamnă să ai în jurul tău o iesle. I know what it's like to have a manger around. Știu cum miroase să fii în jurul animalelor. I know what it smells like to be surrounded by animals. Mi-aduc aminte de bunicul meu cu drag. I remember my grandfather with a lot of love. Mi-aduc aminte că mirosea animale. I remember how he would smell of animals. Pentru că muncea de dimineața până seara de multe ori în jurul animalelor. He was working from morning till evening many times surrounded by animals. Dar vedeți, pentru mine acel miros îmi amintește ceva drag. But for me that smell reminds me of something dear. Mi-aduce aminte de serile de iarnă. It reminds me of evenings in the winter time. În care stăteam împreună cu moșu și cu sora mea la masă. When I would sit down at the table together with my grandfather and my sister. Și jucam împreună toți trei Remi sau moară. And we would all play together Remi or another game. Amintirile noastre sunt speciale. Our memories are so special. Un sat mic.
A small village. O comunitate neînsemnată. An insignificant community. Dar nimic nu-i prea neînsemnat pentru Dumnezeu. Nothing is too insignificant for God. El ne primește pe fiecare dintre noi. He receives each one of us. În acel staul. In that stable. În acea peșteră. In that cave. Să venim ca să ne închinăm lui. That we would come and worship him. Să venim să-l cunoaștem pe el. We would come to know him. Să venim să ne apropiem de el. That we would come to get closer to him. Crăciunul acesta este special. This Christmas is a special one. Este un an special. It's a special year. Dar e un an pe care Dumnezeu l-a cunoscut. It's a year that God knew about. Prorocul Mica a vorbit. Micah the prophet spoke. Despre cum Dumnezeu din veșnicie a știut unde urma să se nască fiul său. How God from eternity, from ancient times, knew where his son was going to be born. El din veșnicie cunoaște toate lucrurile. From eternity, he knows all things. Și el te iubește pe tine. And he loves you. El iubește pe cei de jos. He loves the one who is down. El iubește pe cei de sus. He loves the one who is up. Și nimeni nu e neînsemnat în ochii lui Dumnezeu. And no one is insignificant in the eyes of God. De aceste sărbători, these holidays, noi vrem să vă dorim din toată inima noastră. We want to wish you from the bottom of our hearts. Să-l cunoașteți pe Hristos. That you would know Christ. Hristos în casa voastră. Christ in your house. Hristos în inima voastră. Christ in your heart. Și Domnul să vă binecuvinteze. And may the Lord bless you. Cu belșugul cerului. With the abundance of heaven. Și belșugul pământului. And with the abundance of the earth. Amen. Amen.